Mulțumim foarte mult, Andreea. Continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Potrivit unor surse guvernamentale, prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, tocmai a trecut granița României. Și vine la București la ora 12:30. Se vede cu Marcel Ciolacu. Vasile Marcu este în direct cu noi chiar acum și vine cu mai multe informații despre această întâlnire. Bună dimineața, Vasile! Te ascultăm! Bun găsit! Nu se cunosc multe informații despre întâlnire, ci doar faptul că cu puțin timp în urmă premierul Ucrainei a trecut granița României și se îndreaptă spre București. La prânz, imediat după prânz, va avea o întrevedere cu premierul Marcel Ciolacu la guvern. Acolo vor discuta mai multe teme, dar din ce spun surse guvernamentale, cea mai importantă este cea legată de exporturile de grâne ale Ucrainei, având în vedere loviturile pe care le-a dat Rusia în ultimele zile porturilor ucrainiene, atât de la Dunăre cât și de la Marea Neagră, și se caută noi modalități de a spori și de a înteți exportul de grâne ucrainiene către restul lumii, având în vedere, spuneam tocmai, faptul că acum este restricționat prin acele porturi, au fost lovite silozuri, instalații portuare și este grav afectat exportul prin Marea Neagră și pe Dunăre. Alte teme nu se cunosc, dar putem intui că vor discuta și despre situația refugiaților ucraineni din România, ajutorul pe care îl oferă România, cât și alte teme. Vasile Marcu, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Așadar, doamnelor și domnilor, a ajuns în România, potrivit unor surse guvernamentale, premierul Ucrainei și va avea în jurul prânzului o întâlnire cu premierul României, cu Marcel Ciolacu. Mergem acum mai departe.